Partidele politice se află în plin proces de identificare a candidaților pentru viitoarele demnități publice la nivel local și județean, chiar dacă în județ există o reală penurie de oameni capabili și cu experiență politică. Însă, doar un partid din Maramureș a anunțat candidatul pentru primăria Baia Mare și Consiliul Județean, dar și lista pentru Consiliul Local Baia Mare, respectiv pentru județ. Nici PNL Maramureș nu a făcut încă publice numele celor care vor intra în această competiție a alegerilor locale. Aceștia sunt ținuți în secret, după cum ne-au lăsat să înțelegem astăzi cei de la PNL într-o conferință de presă. Faptul că ai un candidat sau nu ai un candidat, nu despre asta este discuția. Noi avem foarte mulți potențial candidați în Partidul Național Liberal. Dar sigur că ne interesează și punctul de vedere al cetățenilor municipiului Baia Mare și de aceea nu am lansat încă un candidat. De aceea v-am spus că facem totuși aici, pentru că deja facem un sondaj în luna mai 2018 pentru luna iunie 2020. Datele atunci nu sunt aceleași cu datele pe care le ai în februarie 2020, pentru că, fiind mai aproape de alegeri, lumea este mai interesată și atunci, sigur, și răspunsurile sunt mai pe măsură. Iarăși, evoluția candidaților este mai relevantă. Sigur că noi trebuie să luăm deciziile în funcție și de ce își dorește băimăreanul până la urmă. Liberalii nu exclud nici posibilitatea ca să își ofere sprijinul pentru actualul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Pe de altă parte, liderii PNL Maramureș au amintit de problema suprefecților, care nu este încă rezolvată. Deci există niște probleme nu neapărat produse de cineva, ci pur și simplu așa a fost să fie, dar ne străduim să rezolvăm această problemă, pentru că sunt la nivelul țării mai multe probleme în ceea ce privește funcționarea instituției prefectului în mai multe județe. Dar domnul prefect mi-a semnalat această problemă, am dus-o mai departe la București și cred că cel mai scurt timp o vom rezolva. În mai bine de o lună este posibil să aibă loc concursurile pentru suprefecți, anunță liberalii.